Salutare, dragii mei! Iată, astăzi am avut la reparat un inverter tronic 12V AC peak power 300W, deci 150W, da? Putere, e de putere foarte mică, este cu un SG 3525, circuitul integrat, MOSFET, IRF 800, nu știu cât. Vreau să vă arăt ce probleme a avut acest inverter. Se aprindea LED-ul roșu și nu scotea tensiune, desigur. O să măresc, să vedeți problema. Ce am găsit? Am găsit această rezistență dezlipită, da, 102, a făcut un poc acolo. Am lipit-o, am lăsat-o așa înclinată, nu e problema că e inestetic, important e că funcționează. Voi mări, să vedeți unde i-a fumat acolo. 102. Am fixat această problemă, am rezolvat această problemă cu rezistența, când l-am băgat la 12V, surpriză, LED-ul tot roșu. Și am mers pe următoarea, iată dioda, am mai găsit o diodă și atât. Încerc să vă arăt ce problemă e. Voi opri blitzul pentru că mă enervează. Aici am pus-o doar de, așa, de, ca să probez, dar eu o voi pune pe partea cealaltă, nu voi da clientului, așa, inverterul cu rezistența în aer, cu dioda în aer, da? Este un grup de 4 diode, dacă se vede. Imediat vă arăt diodele, desigur că pe aparat îmi arăta două diode în scurt, da? Acestea sunt diodele, le-am deconectat și în circuit desigur că îmi dădea scurt și pe asta, deși este bună, da? Aici am atins eu capacitorul ăsta cu pistolul, n-are nimic. O să o pun aici, pe cea de pe Verso. Dioda este HR205, aceasta R205, nu am așa ceva, nu am avut HR205, am luat o diodă tot de pe un inverter de-al meu, iată, de acolo din dreapta, și am rezolvat problema, o să merg la inverter, o să merg la sursa de alimentare. Iată, am aici o baterie de litru-ion. Iată, s-a apărut litru verde. Asta înseamnă că funcționează. O să mă ating ceva. Încă o dată îl pornim. Gata, îl asamblez și cam asta a fost problema cu acest inverter. Mulțumesc de vizionare, toate cele bune!